Printre instituțiile care au primit material didactic nou se numără și Școala Generală Axentie Maximovici din Doloave. Chiar cu ziua de astăzi am încheiat cu a 27-a de tablă care sunt terminate școlilor unde se învață limba română, adică școlile cu predare în limba română și școlile unde se învață limba română cu elementele culturii. Prin aceste proiecte chiar ne-am străduit cât se poate mai mult să recuperăm aceste table ca să putem și noi în școlile noastre românești să realizăm un învățământ mai calitativ și mai ușor, mai bun, mai apropiat elevilor. În momentul de față, 20 copii ascultă limba română și sunt în două grupe, două ore pe săptămână și sunt din familie mixe toți. Mă bucur că statul român a putut contribui la realizarea unui obiectiv crucial pentru noi, acela de a păstra patrimoniul cultural și lingvistic românesc în rândul minorității române din Serbia. Urmează ca elevii și studenții instituției de învățământ amintite să folosească instrumentele didactice primite, care vor ajuta la îmbunătățirea și modernizarea cursurilor.